Copilașii mei încă dorm și am zis să profit să-mi fac o cafea pentru că abia ce m-am trezit și eu. Și mie îmi place să o beau în liniște împreună cu micul dejun dacă apuc. Și am zis să vă arăt ce vă, să vă arăt cât de cremoasă este. V-am arătat eu ce sortiment mi-am cumpărat acum din Lidl. Dar e foarte, foarte bună. Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu la un nou episod de vlog. N-am vrut să fac vlogul acesta pe bucăți și am ales să vă arăt toate lucrurile într-o zi. Acum sunt aici cu copiii, lângă mine se joacă. Am primit niște colete de la H&M pe care aș vrea să vi le arăt. Am profitat de faptul că au fost reduceri și am zis să le comand ce mai au nevoie. Am comandat și un cadou. Pentru că la sfârșitul lunii o să fie ziua nașicului nostru pe care îl cheamă Andrei și am zis să profit și să mai dau comenzi și pentru copii și pentru mine câteva lucruri și cam atât. Vă las să vedeți ce anume ne-am cumpărat noi de Black Friday și vorbim mai târziu. Ianis îmi tot spune că vrea o căpriță să bage într-o jucărie. Vă las și ne auzim pe parcurs. Acesta este coletul meu de la H&M. Da, poți să pui acolo. Prima dată vă arăt ce mi-am comandat. Eu mi-am comandat această pereche de pantaloni negri cu șiret. Sunt din aceea foarte subțiri, nu au nimic pe interior moale. Așa, după care vreau să vă arăt și această pereche de pantaloni frumoasă, căptușită, groasă, pe care mi-am comandat-o în mărimea XS. Vă arătam că aici au piciorul strâmt jos. Tot așa, cu șiret, mărimea XS, mi-am luat la ambele perechi. Mi-a plăcut asta să o port mai târziu în zilele în care este destul de răcoare, iar pe cealaltă când este mai plăcut afară. Mi-a plăcut tare mult acest roz pudrat. I-am luat și la reducere și am zis să-mi comand. Te rog frumos. Pune pe aici, pe plapumă. Așa. În pachetul acesta am hăinuțe pentru cei doi copilași. Am ales să le iau ceva la fel. Tot așa, pentru că am găsit reduceri. Nu știu exact cât a fost acest colet. În jur de 200 și ceva de lei. Le-am luat două perechi de pijamăluțe la fiecare, sunt la fel, după cum v-am zis. Sunt foarte, foarte pufoase pe exterior, doar că în interior sunt așa ca un body subțirele, dar Ianis mai are ceva de genul, mai are ceva de genul și am zis să îi mai cumpăr. Aici vă arăt mărimea, este 92 pentru Ianis. Îi vine puțin lărcuță la burtică, îi vin pantalonii puțin lărcuți la burtică, dar nu e nicio problemă, se mai îngrașă. Au acest imprimeu drăguț cu ursuleți și pentru bebe la fel, doar că lui am luat mărimea 74, este un mic dolofanel în ele și mi este tare, tare drag. I-am mai cumpărat lui bebe o salopețică, tot mărimea 74, este cu floricele roșii, este tare, tare frumoasă, materialul este foarte fin, nu are picioroșe, este din aceea fără picioroșe, nu știu să vă zic cât am dat pe ea, în jur de 30 de lei sau 30 și ceva de lei, sau era 30 și ceva de lei și am luat-o la 25 de lei. Foarte frumoasă, mi-a plăcut tare mult imprimeul și am zis să o iau. De la moșica lui am mai primit încă o salopetă, la fel, doar că cu alt imprimeu, tot de la H&M. Aceasta este cu animăluțe și mi este tare, tare dragă. Abia aștept să-l îmbrac în ea. Este cu capse, am uitat să menționez, și este tare, tare drăgălașă. Le-am mai comandat câte un set de șosețele. Le-am luat la fel, dar sunt mărimi diferite, sunt foarte groase și antiderapante, să zic așa. Este atât de când erai micuț. Am cumpărat cu pinguini, toate sunt cu pinguini, doar că pe verde, verde mai deschis și gri.
Pentru bebe am luat 16-18 mărimea, doar că sunt mari, iar pentru Ianis am luat 22-24, lui vin bune, doar că nu le ține în picioare. Nu știu ce problemă are cu șosetele în general, pentru că se descalță și știe că atunci când se descalță este pedepsit și nu mai are voie pe jos, doar că el nu înțelege. Dar îmi sunt tare, tare dragi și mai ales acum am descoperit că îmi place să le cumpăr haine la fel. Aici mi-au mai sosit din nou două colete de la H&M, tot pentru copii și v-am zis de cadoul respectiv. Aici le scoteam foarte greu, oricum Sorin dormea, iar noi foșneam pe fundal. Le scoteam destul de greu, Ianis era nerăbdător. Prima dată am început cu aceste ghetuțe pe care le-am cumpărat lui Ianis. Știu că le-am luat de la 130 de lei, cam așa, la 75 de lei, sunt îmblănite pentru iarnă și sunt impermeabile, îmi plac extraordinar de mult. În poze erau mult mai galbene, dar în realitate sunt maro, lucru care mă deranjează puțin, dar asta e. Nu le dau retur pentru că nu aș mai prinde oferta și oricum nu li se schimbă culoarea, dar îmi plac tare, tare mult. Iar aici am cumpărat pentru bebe 3 salopete cu picioruș și cu fermoar, foarte drăgălașe, una singură, mărimea 74, una singură are imprimeu, aceasta cu dinozauri. Îmi place tare mult faptul că are fermoar și mai ales picioroșe. Am luat de la 100 de lei, le-am luat cu 75 de lei pe toate 3. Aceasta este albastru simplu. Iar aceasta este verde simplu și îmi place foarte mult. În acest colet i-am luat lui Ianis o căciuliță verde, care deasupra are un pinguin cu o căciuliță de Crăciun, deci este senzațional de frumoasă. Mărimea 3-7 ani, deci cred că o poartă până la 10 ani în stilul acesta, dar este tare, tare drăgălaș. Acum îmi pare rău că nu am cumpărat una și pentru bebe, dar mi se pare că nu era o mărime mai mică, nu mai știu sigur. Dar dacă găsesc, o să-i cumpăr și lui și o să-i pun breteluțe, pentru că pentru bebe, pe bebe trebuie să-l strâng la căciuliță, că altfel o dă jos foarte ușor. Iar aici am pantalonii pe care am cumpărat pentru nașicul nostru. Sunt verzi, verde este culoarea lui preferată, sunt foarte, foarte frumoși. La interior sunt foarte pufoși. Sunt cu șiret, nu știu să vă zic cât am dat pe ei, în jur de 50 de lei, parcă. Așa, iar aici am luat un hanorac, îmi pare rău că nu am găsit aceeași nuanță cu pantalonii. Aici se vede albastru, dar în realitate este mai verde. Are glugă. Are glugă și este tare pufos, are un singur buzunar care se unește, la fel de pufos ca pantalonii. Eu i-am luat mărimea 80 ani, parcă, sau 90 ani, nu mai știu sigur. Uitați cât de bine îi vine lui Ianis căciulița, era tare încântat de ea, am vrut să vă arăt că s-a aprobat că așa, am vrut să vedeți cum îi vine. Aici mâncase niște biscuiții și se lipiseră de dințișori, dar căciulița este senzațională, o să-i cumpăr și lui bebe dacă găsesc mărime mică. Îmi place tare mult cum îi vine.
dragii mei, cam asta a fost episodul meu de vlog pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final, sper că v-a plăcut. Eu sunt foarte fascinată că Bebe a zis primul cuvânt. Îmi doream tare mult să zică mama și Leanis mi-am dorit la fel. Leanis la 7 luni și 12 zile a zis tata, iar la 8 luni fix a zis mama. Bebe a zis la 5 luni și 3 săptămâni tata și așa o ține în continuu. Voiam să vedeți și voi și să aflați și voi. Deși speram că o să zică mama, nu știu de ce îmi doream atât de mult și Leanis mi-am dorit la fel, dar nu s-a întâmplat. Eu repet să zică mama, mama, mama și îl zice tata în continuu. Sorin e foarte fascinat de treaba asta. Nu pot să zic că sunt dezamăgită, dar îmi doream să zică și mama. Asta este, o să zică, doar că îmi doream ca primul cuvânt să fie mama. Asta e, n-am ce să fac. Vă las pentru că nu mă simt nici foarte bine. Am câteva zile de când nu mă simt foarte bine. Mă doare stomacul foarte tare. Îmi e foarte rău, abia mă tărăsc ca să spun așa după Iani să-i fac toate poftele. Nu știu ce mi s-a întâmplat, trebuie să ajung la gastroenterolog pentru că nu mai pot de burtă, adică de stomac, nu de burtă. Nu pot să mănânc nimic și nu știu, știu că am probleme cu fierea și cred că din cauza asta mi s-a declanșat din nou ceva și urmează să ajung la medic, dar despre asta o să vorbim într-un alt episod de vlog după ce ajung la medic și aflu ce mi-a spus. Vă las, vă pup și vă mulțumesc încă o dată că ați rămas aici lângă mine. Sper că v-a plăcut ce anume am cumpărat noi de Black Friday. N-am cumpărat mai multe pentru că nu ne trebuie mai multe momentan. Copiii oricum o să primească în luna lui decembrie foarte multe hăinuțe și oricum Iannis are o grămadă. Acum a mai strâns și Bebe o grămadă de hăinuțe. A primit de la moșica lui acum și niște blugi, o bluză, o căciuliță tare frumoasă, deci a primit și el o grămadă și niște botoșei, deci are o grămadă și el acum. Vă las și ne auzim data viitoare tot aici la un nou episod de vlog. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici.